Duminică, 1 decembrie, campionatul Ligii a 5-a își derulează jocurile din cadrul etapei a 15-a, ultima din sezonul fotbalistic de toamnă. Mult așteptatul derby de la Poalele Măgurii dintre ASLR și AS Dragoslavele a fost amânat la cererea echipei oaspete, astfel că partida a fost reprogramată și se va disputa în data de 15 decembrie. O săptămână mai devreme, adică în data de 8 decembrie, ASLR va disputa o altă restanță la Vlădești, unde va întâlni formația gazdă Partizanul. În lipsa partidei de la Lereș, campionatul Ligii a 5-a programează o altă partidă considerată capul de afiș, și anume Cimentul Valea Mare Pravăț FC Corbi, un joc în care oaspeții nu au voie să mai facă pași greșiți în lupta pentru promovare, altfel va pierde contactul cu echipele fruntașe. Rămâne de văzut dacă FC Corbi va pleca de la Valea Mare Pravăț cu punct sau puncte. Echipa gazdă, fiind redutabilă pe teren propriu, va încerca să încheie sezonul de toamnă cu o victorie. Programul complet al jocurilor din cadrul etapei a 15-a, ultima a sezonului de toamnă din campionatul Ligii a 5-a, seriile Nord, Sud și Centru, este următorul.